măcar pentru câteva ore, pentru ca să ne convingem că mai bine o zi în casa Domnului decât o mie în altă parte. Se spune că atunci când mergi prima dată pe un loc, să se iei o piatră în gură, ca să nu caști gura prea mare și să fii prea mirat și ceilalți să nu te poată privi așa cum trebuie. Este pentru prima dată când vin în locul acesta, de mult m-am gândit, de multe ori am trecut în viteză, pe drum, încoace și încolo, dar acum, în urma invitației și pentru că și programul mi-a ajutat, am reușit să ajung aici. Așa că am o piatră în gură, am luat-o. Dacă cineva va simți că piatra aceasta se rostogolește și pleacă, atunci să ne gândim că este un cuvânt pe care Dumnezeu ni l-a dat. Amin. Pe care am vrea să-l înțelegem și să-l repetăm. Nu pentru că nu l-am ști. Sunt convins că aici sunt oameni care citesc Cuvântul lui Dumnezeu, care îl trăiesc, care se străduiesc să-l propovăduiască și altora. Pentru ca toți să beneficieze de binecuvântările lui Dumnezeu. Principala lui binecuvântare este să ne ierte păcatele. Amin. Și să ne dea asigurarea unei vieți fără de sfârșit. Amin. Acolo unde Dumnezeu promite că ne va duce și ne va salva din această lume a păcatului și a morții. Pentru acest lucru, Dumnezeu a pus în aplicare, chiar mai înainte ca să existe păcatul și răul, mai înainte ca Adam și Eva să fi pășit în mod greșit, în neascultare de porunca lui Dumnezeu și să deschidă această ușă de necazuri, de boli, de suferință și, în sfârșit, de moarte, datorită păcatului său, mai înainte de aceasta, ne spune Sfânta Scriptură, Dumnezeu avea în mintea sa planul mântuirii, dar care n-a fost făcut cunoscut decât atunci când a fost nevoie. Așa cum orice clădire care se respectă, trebuie să aibă acolo o planșă pe care, din partea pompierilor, un aviz, să existe și un plan de evacuare în caz de incendiu. Planul acela nu intră în acțiune decât atunci când ia foc casa. Până atunci el este inoperant, nu e nevoie de el. La fel a fost și cu planul mântuirii. Dumnezeu a făcut planul creației, pe care l-a pus în aplicare. A creat lumea în 6 zile, ziua 7-a s-a odihnit și a spus să faceți și voi tot la fel. Măsurați timpul după această săptămână a creației. Dar despre planul mântuirii a vorbit atunci. Și atunci când a fost nevoie. La fel sunt rânduierile care Dumnezeu le-a lăsat în Sfânta Scriptură, în mod special în Vechiul Testament. Orice acțiune pe care Dumnezeu a făcut-o atunci, orice poruncă, orice rânduială, orice sărbătoare, și acum vorbim și de sărbătoarea corturilor, fac parte dintr-un plan pe care Dumnezeu l-a desfășurat de-a lungul veacurilor. Un plan care, așa cum s-a spus înainte, țintea spre venirea Mântuitorului Iisus Hristos. El este sămânța femeii care spune lui Adam și Evei, v-ați drobit capul șarpelui. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. El este împlinirea. Și apostolul Ioan Botezătorul, când l-a botezat, spune, iată mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Toate jertfele din vechime priveau spre el și arătau spre el. Erau profeții care îl exprimau pe el și lucrarea lui. Când a venit el, nu mai era nevoie de nicio jertfă. Pentru că toate acele jertfe erau neputincioase să spele sângele taurilor și al țapilor. Spune Scriptura, nu pot spăla păcatele oamenilor. Sunt doar simboluri, umbre, prin care se prefigura, prin care se vestea mai dinainte, ca noi să putem pricepe și oamenii de atunci să poată pricepe ce însemnează iertarea păcatelor, ce însemnează mântuirea, pentru ca să poată pricepe ce a făcut cu adevărat Hristos pentru noi. El a fost dus ca o oaie înainte celor ce-o tund, ca un miel care îl duci la măcelărie. El a fost drobit pentru păcatele noastre,
Pedeapsa care îmi dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți, spunea prorocul Isaia cu mult timp înainte. El de asemenea este marele nostru preot. Prin începerea slujirii sale în sanctuarul de sus, în templul ceresc, odată cu înălțarea sa, după ce a adus jertfa pe Golgota, Hristos a început lucrarea de mare preot. Punctul cel mai însemnat, spune cuvântul Evangheliei, este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta măririi în locul sfânt din ceruri ca să slujească în adevăratul cort ridicat nu de om, ci de Domnul. Dragii mei, observați ce frumos se leagă Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură, Vechiul și Noul Testament, este un monolit, este un întreg. Nu o putem despărți. Ea este împreună cuvântul lui Dumnezeu. De aceea Mântuitorul le spunea, cercetați Scripturile. Și în mod deosebit, atunci nu existau alte Scripturi, când spunea el acest lucru, decât Vechiul Testament. Pentru că tocmai socotiți că ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Acum, cum e cu sărbătoarea porturilor? Sărbătoarea porturilor face parte din celelalte sărbători pe care Dumnezeu le-a poruncit. Așa cum bine s-a spus, cum scrie în Scriptură, sărbătorile Domnului. Și mai spune și să le păziți ca o lege veșnică. Începând cu Paștele, Cinzecimea, Trâmbițele, Ziua Ispășirii, Ziua Cortului, Sărbătoarea Cortului. În total erau 5 sărbători mari, dar două dintre ele se tindeau pe câte o săptămână, respectiv azimile și corturile, se tindeau pe câte o săptămână, așa fel cât începutul și sfârșitul fiecare din aceste săptămâni erau marcate prin zile de odihnă. Sau tot sabat. Că în limba ebraică, șabat însemnează a înceta activitatea, a te odihni. Același lucru se petrece în ziua șaptea, când Dumnezeu spune că și-a sfârșit lucrarea pe care a făcut-o, s-a odihnit, a binecuvântat și a sfințit ziua șaptea. Facem deci distinție între sabatele săptămânale sau sabatul zilei a șaptea. Este o diferență categorică, foarte clară, de importanță, de origine, de scop și așa mai departe, între sabatul zilei a șaptea și sabatele sărbătorilor, care au fost instituite mai târziu, doar odată cu, sau de la ieșirea poporului Israel din Egipt, din Exod. Sabatul zilei a șaptea este din Geneza. Geneza este mai înainte ca Exodul, cu 2500 de ani. Este chiar la facerea lumii. Și Mântuitorul spune despre sabat, a fost făcut pentru om. Și nu omul pentru sabat. Deci facem distinție între sabat și porunca Leviticului. Spune, afară de aceste sărbători, să țineți sabatele Domnului, sau sabatul zilei a șaptea, se face referire. Sărbătorile, mai sunt și alte precizări în alte părți, sărbătorile și sabatul. E diferență, chiar dacă uneori se numesc la fel. Dar sabatele ceremoniale cădeau în zile diferite, zile, în ce privește zile săptămâni. Sabatul zilei a șaptea, întotdeauna a șaptea zi a fost binecuvântată și sfințită. Ce este cu sărbătoarea corturilor? Păi ca să ajungem, asta e ultima, din cele 5 sărbători principale și cu cele 2 sabate specifice a zimilor și corturilor. În total, ei, evrei, mai aveau, deci în afară de sabatul zilei a șaptea, încă 7 sabate, le zicem noi, ceremoniale sau temporale. Ele erau doar pentru a aminti anumite evenimente, foarte bine precizate evenimente istorice, reale, autentice. De exemplu, prima sărbătoare, Paștele. N-a existat înainte de Exod. Paștele n-a existat. De ce? Pentru că nici n-a fost nevoie. Tocmai de aceea a fost dat Paștele, ca să aducă aminte de ieșirea poporului Israel din Egipt. Și s-au preluat anumite amănunte. Spre exemplu, azima. Ce este azima? Pâine fără aluat, fără drojdie, fără să fie dospită.
De ce trebuia să mănânce azime, ocazia Paștelui? Pentru ca să-și aducă aminte că atunci când au ieșit din Egipt, egiptenii au alungat. Și pâinea n-a mai avut timp să se rostească, au luat-o repede și au luat-o cu ei și cum au copt-o, cum n-au făcut, ce au mâncat-o pe drum în fugă. Și ce să mănânci în grabă, că este Paștele Domnului, cu ierburea mare. De ce ierburea mare? Amintea de robia amară în care ei au fost supuși. Erau elemente de aducere aminte. Paștele aduc aminte de robia babiloniană și de ieșirea lor, eliberarea supranaturală din Egipt și cum a fost posibilă? Cu mielul de Paște. Și acolo un alt ritual a fost adăugat, sângele să fie pus pe ușor. De ce să fie pus acolo? Păi să nu-i viziteze îngerul nimicitor și să intre și să-i omoare întâi un născut. Cine nu făcea lucrul acesta, atunci cine n-a făcut acest lucru, fie iudeu, fie dintre egipteni sau altcineva, cine a ținut cont de acest lucru, nu s-a întâmplat nimic rău în acea casă. Cine nu, a suportat consecințele. De aceea, egiptenii au spus, plecați odată de aici, că toată națiunea va pieri dacă voi mai rămâneți aici. Aceasta este Paștele. Ce s-a întâmplat la cinzecime? Cinzecimea a fost la 50 de zile după Paște. La 50 de zile după Paște, alt eveniment s-a petrecut. Pe muntele Sinai, erau deja a treia lună de la ieșirea lor din Egipt, au ajuns la muntele Sinai și acolo Dumnezeu s-a coborât pe munte, în mijlocul tunetelor, a fulgerilor, a norului puternic și gros, după o pregătire de 3 zile a poporului și a rostit ce? Legea lui, mărturia. Pe care a și scris-o. 2 table de piatră. Și a dat-o lui Moise și a spus, asta s-o pui în chivot, în locul preasfânt, acolo va fi mărturia, tablele mărturiei, sau cele 10 porunci, rostite de gura lui Dumnezeu, scrise cu mâna lui, spre neschimbare, pentru că ele sunt veșnice. Și observați, între cele 10 porunci, din nou se face distinția. Nu era scris Paștele, nu era scris corturile, nu era scris decât ce era scris. O singură zi de sărbătoare. Sabatul, zilei a 7. În mijlocul legii lui Dumnezeu. Sabatul, zilei a 7. De ce? Pentru că el are o altă valoare. El nu are atât de mult o valoare simbolică, are și o valoare simbolică, dar valoarea lui principală este de a aminti că lumea aceasta are un creator. Noi nu suntem la voia întâmplării. Sabatul zilei a 7-a este un afront adus teoriei evoluției care există astăzi în lume. Noi credem că Dumnezeu a creat lumea, nu a apărut la întâmplare, omul nu a evoluat din maimuță, nu animalele sunt strămoșii noștri, ci Dumnezeu este Tatăl nostru. Asta ne spune sabatul. Câtă vreme va fi omul pe pământ, e nevoie de sabatul zilei a 7-a să spună acest lucru. Pentru că, vedeți ce ușor, în vechime oamenii se închinau la lună, la stele, la soare, la obiecte. Sabatul spune, nu, închinați-vă Creatorului, închinați-vă celui care le-a făcut pe toate, nu obiectelor. Sabatul interzicea idolatria. Sabatul astăzi ne cheamă să respingem teoria evoluției. Chiar dacă este învățată la școală, ea este o simplă teorie falsă, este o minciună pe care satana o răspândește în lung și în lat, ca să-i abată pe copiii noștri de la Creator și să ne întoarcă mintea de la Cel care a creat lumea și tot ceea ce există spre ce? Spre noi. Că eu sunt cel mai important, eu sunt... omul este vârful piramidei, el a evoluat, s-a ajuns acolo în vârf și mai sus de el nu este nimeni. Ori Biblia ne spune nu. Omul este, într-adevăr, o ființă inteligentă, creată după chipul lui Dumnezeu și spre slava lui. Noi trebuie să ne închinăm Creatorului. Cinzecimea, zeci, era momentul în care Dumnezeu și-a prezentat legea lui. La 50 de zile după ieșirea lor din Egipt, respectiv la ieșirea, la coborârea lui Dumnezeu pe muntele Sinai și darea legii la 50.